Coordonatorul de studiu al secțiunii pentru Antarctica spune că dacă nu ar exista gheață, Antarctica ar fi un continent normal, ca oricare altul. Câteva din formele de relief interesante aflate sub Antarctica sunt munții subglaciali Gamburtsev, care sunt la fel de înalți ca Alpii, și lacul Vostok, care se află la o adâncime de 4 km sub gheață. Sub Antarctica se află uriașul canion, care are o lungime de 750 de km și o adâncime de 800 de metri și care se întinde sub calota de gheață a Groenlandei de la nord la sud. O echipă de savanți americani și europeni au găsit sub gheața din Antarctica 3 piramide antice. Singura informație certă venită din partea echipei este că aceștia plănuiesc o nouă expediție la piramidele descoperite în Antarctica pentru a le studia mai bine și a stabili dacă structurile sunt artificiale sau naturale. Dacă se demonstrează că piramidele au fost făcute de mâna omului, această descoperire ar putea aduce schimbări răsunătoare în istoria omenirii. Noua hartă îi va ajuta pe experți să afle și cu cât va crește nivelul mărilor atunci când calotele de gheață se vor topi și cât de repede se va întâmpla asta. Încălzirea climei și a apelor oceanelor va duce la ierni geroase în anumite zone ale globului, cum a fost anul trecut în Statele Unite. Aerul cald care se ridică din oceane va destabiliza aerul rece de la poli, ducând la formarea unui vortex polar, care va ajunge în diferite regiuni ale globului.